De la 1 ianuarie, sute de medici din țară au ratat vaccinarea din cauza unor erori generate de aplicația cu ajutorul căreia se face programarea. De-abia astăzi, aceste greșeli au fost remediate. În județul Iași, pe lângă cele 23 de centre de vaccinare pentru personalul medical, sunt stabilite 31 de centre, la care se vor adăuga 3 caravane mobile pentru persoanele nedeplasabile sau aflate în zone izolate. Programările se fac pe o platformă online care generează probleme încă de la primele zile ale utilizării. Că problema a fost că noi am programat niște oameni pe care noi am putut introduce de la început în aplicație. În momentul în care s-a dat drumul la aplicație, au venit alții și s-au programat la aceleași ore, mai puțin la Delen, dar în centrele mari, da, s-a întâmplat acest lucru, dar cred că se vor rezolva problemele luni. Potrivit coordonatorului centrului de vaccinare de la Delen, aproximativ 25 de cadre medicale au întâmpinat această problemă. Direcția de Sănătate Publică Iași a fost sesizată, însă până astăzi nu s-au putut lua măsuri suplimentare. Vestea îmbucurătoare este că persoanele care urmau să se imunizeze în perioada 1-3 ianuarie nu își vor pierde prioritatea. S-a produs o dezorganizare, dacă vreți, în sensul că un număr mare de medici, asistenți medicali din unitățile sanitare, din ambulatori, s-au înscris perturbând toată activitatea centrului de vaccinare. Ca urmare, la nivel național, s-a luat decizia să fie blocată aplicația până pe 4 ianuarie, când vor putea intra să se planifice și celelalte categorii de personal. Vaccinarea se face etapizat și este organizată pe grupe de populație. În prima etapă sunt imunizate cadrele medicale și personalul din domeniul social. Vor urma persoanele cu grad de risc în fața virusului. În cea de-a treia etapă vor fi imunizate toate persoanele care doresc vaccinarea.